Acolo avem castraveți bulgărești, compot de gutui, corcodușe pentru ciorbe, compot de vișine și corcodușe amestec, gem de caise cu miez de caise, gogoșari în sos de muștar, ardei iute cu ardei bulgăresc în oțet, gem de prune, gem de ce asta? Căpșuni. De căpșuni, gem de gutui, aici niște sucuri uitate, cred că e caisă cu morcov, aici niște gemuri de prune, compot de piersici de vie, aici avem, toate astea sunt compot de mere amestec cu butui, cu scorțișoară și cu ișoare, compot de caise, gemuri, aici compot de prune, zarzava de pentru ciorbe, toate astea. Aici avem o salată de sfeclă cu hrean. Aici zacuscă, gem de mure, mere rase pentru prăjituri, diverse rezerve de ulei, oțet, orez, etc. Roșii cuburi. Asta cred că sunt roșii cuburi amestec cu gogoșari. Vișine în suc propriu pentru prăjituri. O altă serie de castraveți și acolo și aici. Aici avem ciolomadă, e o salată de legume, gogoșar, castraveți, varză, ceapă, hrean, gogonele. Aici avem gogoșari în sos tomat, în sos de roșii. Aici avem bulion de corcodușe pentru acriciorba. Aici avem gem din piersici de vie. Aici tot corcodușe pentru acriciorba. Aici avem bulion din ardei capia plus gogoșar. Așa. Aici avem, cred că, da, castraveți bulgărești. Încă mi-au mai rămas. Am pus mai mulți și mi-au rămas. Aici avem murături asortate, gogoșar, castraveți, morcovi, mere, gutui, țelină, sfeclă, struguri, hrean și aici la fel. Nu le desfac pentru că sunt în fermentație. Am în două. Și aici avem varză murată pentru sarmale, pentru varză călită, pentru salată de varză. Și atât. O seară frumoasă!